Este una dintre cele mai frumoase insule din Asia. Împodobită cu recifuri de coral și plaje de palmieri, insula Bali oferă un peisaj neregulat, cu râuri repezi și terase de orez care se ridică până aproape de vârful unui lanț de munți vulcanici, dintre care cel mai înalt este Agung, de 3.142 de metri înălțime. Aproape 3 milioane de oameni trăiesc pe o insulă lungă de 140 de kilometri și lată de 80, insulă în care zilele trec în ritm de observare religioasă, muncă, odihnă și creație artistică. Între secolele 8-11, Java a fost condusă de popoare hinduse, iar în secolul al 11-lea, Bali a devenit o parte din recadul Java de Est. La 100 de ani distanță, insula a devenit o regiune semi-autonomă și câteodată independentă. În secolele 15-16, comercianții musulmani au adus islamul în Java, gradual reușind să convertească populația la islamism. Tot atunci, Imperiul Majapahit se destramă și mulți dintre conducătorii, preoții, artiștii și învățătorii acestuia fug în Bali, unde se dezvoltă o amestecătură unică între hinduism și religia animistică tradițională. Primul contact direct cu europenii are loc în 1597, odată cu sosirea unor nave olandeze, însă cei îmbarcați pe ele nu au considerat că insula ar avea potențial economic. Japonezii au ocupat Indonezia în timpul celui de-al doilea război mondial și după război, indonezienii se opun revenirii olandezilor, care au fost forțați să se retragă după 4 ani de lupte sângerate. În 1950, Bali devine o parte a Republicii Indonezia. Religia hindu-dharma practicată aici, restul Indoneziei este de religie musulmană, este un mix de hinduism, budist și slăvirea strămoșilor. Ea guvernează fiecare etapă a vieții, de la naștere la maturitate și până la moarte. În orice moment al zilei poți da peste un festival de procesiune. Femeile slave, ca un tânăr bambu, scară în mâini niște daruri în formă piramidală către nenumăratele temple. În Bali nu există nicio distinție între viață și artă. Ba chiar, cei din Bali nu au un cuvânt pentru artă sau artist. Asta deoarece, tradițional, arta nu era văzută ca ceva demn să fie prețuit în sine. Creațiile erau produse exclusiv pentru temple. Lucrurile s-au schimbat după boom-ul turistic. Mii de ateliere artistice sunt ghesuite acum în toate cotloanele. Chiar dacă majoritatea creațiilor sunt simple suveniruri sau reproduceri puierile, poți să găsești și adevărate capodopere executate cu multă migală. Pictură, sculptură în lemn, os, piatră, dansuri elaborate, muzică tradițională, acum fiecare activitate din Bali este o formă de artă. Exotică, plină de tentații, cu o cultură vibrantă care își are rădăcinile în magia antică, Bali este așadar insula celor 1000 de temple și lăcașuri religioase, a pădurilor tropicale, a lacurilor cristaline și liniștite, dar și a plajelor aurii nesfârșite. Toate acestea, încununate de un farmec unic, încântă vizitatorii de secole.